Cătălin, bine ai venit, știai piesa și asta? Eu nu sunt acasă, știam piesa asta că o dădea Radu de dimineață, da, când avea trăit. Să știi că avem gusturi comune și mie îmi place foarte mult. Asta Victor Biliac? Da, tu ești acasă. Aș vrea să fiu și eu acasă, sincer, să am apă caldă și căldură, pentru că la mine, deși stau în centru Bucureștiului, ca să spun așa, nu am de, nu știu, am 5 zile pe lună apă caldă și căldură. Te ajuns. E suficient, și nu? Și ce pe vremea lui Ceaușescu ai avut baie o dată pe săptămână, nu te mai alinta atât? Da, eu m-am născut după 91, da. Te-ai născut după vremea lui Ceaușescu și ce la voi la Botoșani să băga apă caldă? Da, să 90? Știi că n-am prins vremuri atât de grele. Nu ții tu minte, nu să băga nici după 90 apă caldă toată ziua. Măi, eu acasă la mama am centrală și am apă caldă și căldură de aici în București, nu prea. Așa, da. Continuă discuțiile legate de apă caldă și căldură, dar să vedeți ce mică dispută a început. Ea arată însă ce urmează pe viitor în această iarnă, o iarnă foarte complicată pentru mulți cetățeni de ai noștri, dar și pentru multe municipalități, cum le place ziariștilor să spună. Adică pentru primării, care n-au în parale nici 2 lei să plătească căldura asta. Hai că vă explic acum. Bun, ne vedem pe Facebook-ul Europa FM, da? Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Căldură în București. Primarul general al municipiului, Nicușor Dan, a cerut guvernului să-i dea niște bani să plătească o restanță la căldură. Bun, și, mă rog, domnul Ciucă a zis, veniți dumneavoastră cu două mecanisme, ori vă îndatorați, vă mărim plafonul de îndatorare, ori vă dăm noi niște bani, dar situația nu e rezolvată. De unde pornește asta? Mai ales că primarul general s-a tot lăudat în ultima vreme că el e cu plata subvenției la zi. Știți că la noi în România, acolo unde e căldură centralizată, în toate orașele, căldura e plătită pe din două. O parte de populație, o parte de către autorități, de către primăriile respective. De exemplu, la București, căldura numai ce s-a scumpit iarna asta, de la 150 la vreo 300, spre 360, dacă nu mă înșel. Da, dar asta nu înseamnă că ăștia toți banii atâta costă gigacaloria. Deci un cetățean al Bucureștiului oricum va plăti dublu, 360 pe gigacalorie, dar ea în realitate costă 870 de lei, dacă nu mă înșel. Restul de bani, 510, sunt plătiți de primărie. Anii trecuți, să spunem adevărul, pe vremea guvernărilor Firea, Oprescu, Băsescu, banii ăștia datorați către societatea care face căldură s-au tot adunat, erau plătiți în tranșe. Ce a reușit să facă Nicușor Dan e să aducă datoriile astea la zi, pe partea de subvenție, da? Adică ăia 510 lei care ar fi acum diferența, i-a tot plătit din urmă și aproape-i tanda pe manda. Pe anul 2022, ce a fost în iarnă, o să plătească în decembrie ultima rată. Numai că, atenție, și aici e o chestiune la care tot am zis la România Direct, m-am plictisit și în rațiunea zilei, același lucru. Nici măcar ăsta nu e prețul real, 870 la care se face căldura. Ăsta e un tarif standard stabilit de ANRE, cum i-a trecut, cum le-a trecut lor prin cap după niște calcule de al lor, cu o plafonare. Căldura și apa caldă sunt făcute chiar la un preț mai mare de către societatea Elcen care livrează la termoenergetic, adică mai e o diferență de preț acolo, pentru că ANRE a zis, prieteni, până aici, e restul vă privește. Și oamenii au făcut căldură și au livrat-o cu un cost, 860 de lei, dar ea în realitate costă mai mult. Și acum cineva trebuie să plătească banii aia. Cum se face și la curent electric. Și banii ăia, guvernul s-a uitat la primării, primăriile la guvern și au zis, tu, ba tu. Și a rămas așa. Oamenii ăia care reproduc căldura asta s-au uitat și la primării și la guvern și au zis, bă, noi tăiem, că asta e faza. Deci nouă ne lipsesc niște bani, nu ne convine. A existat un cet privat aici în capitală care făcea căldură și apă caldă. Oamenii ăia au oprit livrarea de căldură și apă caldă fix la începutul iernii trecute pentru că nu și-au mai permis și au zis, cum, eu cu preț plafonat, eu nu pot să livrez pentru că cineva trebuie să-mi dea banii. Trebuie să-mi dea restul banilor și oamenii au închis. Au zis, eu n-am cum să plătesc de acasă. Statul, în schimb, merge și acumulează aceste datorii și acum Nicușor Dan a venit la guvern și a zis, băi, eu n-am banii ăștia, nu i-am bugetat, eu n-am diferența asta. Se adună în total, cred că 160 de milioane, undeva funcție de diverse calcule, între 160 de milioane și spre 500, dacă nu mă înșel. Și a zis, nu am banii ăștia.
domnul Ciucă i-a răspuns, a zis, o să vedem, o să nu știu ce. Domnul Ciolacu i-a râs în freză, cum să face. Mă rog, Nicușor are și freză. Și domnul Ciolacu i-a zis, vai, dar ce năpastă pe București că a venit Nicușor Dan, ce ne facem fetelor? Nu, este exact ceea ce povestim și la Curent Electric. La un moment dat, cineva trebuie să plătească datoriile, că nu se fac din... căldura nu se face din aer. Da? Și dacă e în râs, nu înseamnă că rezolv situația. Dar unde voiam să ajung, și asta e foarte important. Atenție, se va întâmpla asta cu fiecare primărie. Nicușor Dan nu e iubit de PSD, nici de PNL. Doamna Firea o să vină să candideze aici. Normal că Ciolacul prinde și îi face... din astea, știi? Îi face zile fripte. Vorba vine că fript n-avem de unde. Numai că se va întâmpla și cu alte primării care sunt în aceeași situație. Luați, unde mai sunt primari de la USR sau de la PNL sau care nu se plac cu guvernul. Ori nu poți să te joci cu chestiunea asta pentru că e vorba de viața și sănătatea a mii de oameni. Adică primarii fac, sper eu că fac cât pot, iar tu ca guvern măcar poți să spui, prietene, nu poți să-ți mai plătesc, asta e. Du-te și ia-ți bani sau oprește căldura în oraș. Dar asta cu, vai ce năpastă, vai ce păcat, rezolvați-o dumneavoastră, domnul Ciolacu. Veniți dumneavoastră la primărie și ziceți-le bucureștinilor și le ziceți dumneavoastră. Că așa merge treaba. Ăsta, măcar de bine de rău, Nicușor Dan a plătit datoriile din trecut. Alea pe care doamna Firea, domnul Oprescu, domnul Băsescu și alții, că ei nu au vrut să le plătească, că se putea. Da? Tot cerând bani de la guvern. Asta e situația în momentul ăsta. Probabil că ea are rezolvare. O să-i dea o rezolvare guvernului Nicușor Dan. Dar chestia asta nu ține în iarna asta, că e complicat pentru foarte multă lume. Asta voiam să vă povestesc, așa că Doamne ajută la toată lumea. Doamne ajută. Eu m-am dezobișnuit deja de căldură. Mie mi se pare ceva ciudat că am căldură în casă și curge apă caldă la robinet. Adică e așa, pe extrema cealaltă. Va mai fi greu încă 2 ani, dar lăsați că după asta vine doamna Firea și le rezolvă pe toate, o să fie, știi cum, și soare. Mulțumim tare mult, Cătălin. Hai să ne încălzim pe o piesă ca asta. Ia, fii atent.